model clasic. Băi, chestia asta cu model mișto verde și de-astea vechi. Nota 10. Bă, e un tramvai mișto. Chestiile astea m-au făcut uimit. Astea cred că sunt mai noi. Sau au fost recunoscute. Îmi place că au aici verde. Nu mă așteptam să călătoresc cu el. Și nota 10. Scaunele astea tapizate, atunci când pui mâna aici, păi frumos. Îmi pare rău că e pe linie așa, nasoală, dar da. Da, nimic. Da, cred că e mai mișto să stăm aici. Nu știu unde să stăm, guys. Să stau așa cu spatele. Nu mi-ar place. Bă, nu-mi place să stau cu spatele. Dar na, stau așa. Asta e. Băi, guys, nota 10. Păi, ok. Păi, ok. Un tramvai bun, reconstituit pe dinăuntru, dar pe din afară e la fel. Adică nu e în schemă verde. S-a părut ceva mișto. Mă bucur că proiectul a mers, că am auzit că au avut și niște mici probleme. Și 146-le. Ăsta și 146-le s-a același lucru. Mai că singura chestie e cum arată pe interior. Scaunele. Astea de deschis ușile. Și că ăsta e bidirecțional și ăla nu. Ăla e clasic. Dar acum nu mai e clasic. E deja RK. Mă bucur măcar că avem și noi ceva nou. Încă un 5, guys. Îmi place că au lăsat schema aia normală. 134 are 034 are venit pe 5, că a fost până acum numai pe 11. Aolo, ce a fost asta, guys? Uți? Băi, dar dacă ăsta ar fi pe linia 11, frumusețea asta, ar ieși cu suspans. Oamenii s-ar mira. Opa, vine ceva. Ha, credeam că-i tramvai. O să ceartă. De-aia. Revin. De pe față e mai mult loc. Și, na. E ok, e confortabil. Mai confortabil decât alea normale. Îți dai să nu. Are scaunul tapizat. Da, nu e nici lucru prea nou sau prea vechi. Așa, din mai, nu-i mai vechiuț, dar e ok. E bun. La 20 de ani, e. 10-15 ani tot are. Sometimes. I'm not going very often. Yeah. But I do have an abonnement. Yeah. I'm not changing. What about you? What's happening? Atât am de vreun 16. 311 euro 4. De aici se înceapă linia proastă. Dar e ok, ce poți spune? Nu e nici prea nasolă, nici prea bună, e ok. Dar sincer, mi-ar fi plăcut dacă era în continuu 605. Cred că o să facă ercaș pe Tatre, nu știu. Zic eu așa. Și vă dau acum un mic mystery egg. Un mic secret care aș vrea și vreau să vi-l zic. Dar vi-l zic. S-ar putea ca linia 21 depoul de jos să împartă turele când o să fie interior cu linia 21, cu depoul cu alenie. S-ar putea ca CH-uri sau bucurile F-uri să fie pe linia 21 în vară sau în toamnă. Dar nu, să nu spuneți că ați aflat de la mine.
clădirea. Paul. Asta mai clădirea, boss. Suntem aproape Next Gen EU. Bă, așa mă duc aici, e antena 3. Nu. Nu. Nu spune. Bă. Și aici e bulevardul Vasile, nu, strada Vasile Lasca. Opa! Înseamnă că ăsta, aici, băi, birou de la antena 3. Wow, uite câta mai este, wow. Multe etaje, îmi place. Da, am notă mică, nu pot să-i dau la așa ceva. Uf, merge mai în nasul, dar e bun. Am dat de Matei Spotter. Matei Transporter. Lol, am dat de Matei Transporter. Bro, n-are cum. Bă, Matei, dacă vezi ăsta video, n-o te-a spărat că te-am prins pe video, n-am vrut. Strada Vasile Lascar. Ciudat. Uite un jeep mișto și un mercean mișto acolo. Bă, linia asta, sincer, e mai bună decât linia al 40. Aș merge pe aici non-stop. Dacia Logi. Așa voi face mereu ca să nu se vadă numerele de înmatriculare. Opa, Piața Gemeni. To go. Revenim. Dacă tot stau cu spatele, să stau aici singur. Dar n-am căldură. E, las că câteva stații număr. Se închid ușile. Mă bucur că măcar pe aici nu e bun. Opa, ia uite încă un 5. Cinciulescu. Aici era înainte stație, cred că de 605. Opa, 028. Avem verde? Așa că putem să mergem. 0-2-8 133-ul cu Euro 4, a doua oră. Nu știu. Acum nu o să-mi placă partea asta. Și nici vouă, cred că. E cea mai ciudată curbă. Aolo, poliție. Ce faceți, frate? Curba aia prea de fel. Oia așa. Dreapta și după aia pe stânga. Chiar nu înțeleg strada asta de ce a fost făcut așa. Oia așa merge puțin normal și al oia dreapta. Astea stres făcute fără sens. Dar face linia să aibă o spectură, o spectură mai mișto. Opa! Ia uite ce mișto arată. Fără lumină lor. Stație. Deschide nenea oișile din mers.
Lol. Au făcut luminile să se vadă mai puțin. Mă tare. De închiriat. Țigănie. Supea Marcela. What? Man. De la ce vine supea? De la țop? Aia nu aștept. Bro, ăsta avea verde și n-a mers. A, și pleacă pe roșu, nu? A plecat pe roșu. Acum s-a făcut verde. Da, mai sunt și unii oameni care trec pe roșu. Dar vă zic de ce trec pe roșu, pentru că au viteză și după călătorie o să zică că oamenii, șoferii, s-ai naibii. Că se opresc. Păi să mai întâmplă, să nu poate să pună și... M-au fost și pe accidente. În loc să apăse frâna, a apăsat accelerație. De la mine. Eu îi dau nota 10. Și asta nu se vadă în fața oamenilor, că nu prea pot lura. Scaunele tai, ca pe a ta, dar tapicerea e mică, dar bună. Cam atât, guys. Eu am fost Darius. Ăsta a fost 4000. Nu, ăsta a fost 237. Ăla e 4010. Vă salut! Pa, pa!